Salutare, oameni buni, eu sunt Stani și bine am găsit la un nou vlog. Care a zis să fie? Salut, Justinel, ce faci? Salut, ce faci? Facem pregătirile pentru greci, aici l-avem pe Justinel. Iar aici avem toată familia care pregătește. Salut, tata. 25, aici, șnițele pe inventar, fiecare are la număr. Aici avem sandvișurile pentru drum. Ne pregătim măcar să nu murim de foame până ajungem acolo. Acolo mai vedea ce-mi face, acolo mergem cu Epi. Am băgat în el o grămadă de bagaje, mai avem bagajele lui Gabriel și al lui Justin. A, nu, pe paletele le-am băgat, a? E perfect atunci. Nu mai faci așa că au zis copiii că ce că ai handicap. Am plecat și noi în sfârșit, băieți, aproape ora 10, 10 fără 10 minute chiar. Am reușit să îmbarcăm toate bagajele, le-a băgat tata acolo, le-a chitit în portbagaj. Bercea e undeva în spatele nostru. Avem aici niște dispozitive walkie-talkie pentru o comunicare mult mai ușoară între bombardierele românești lansate către Grecia pentru a cuceri țara. Nu știu, într-o oră și ceva ar trebui să fim la Calafat, la vamă, trecem un vidin și după aia, puii mei, Dumnezeu cu mila, vedeam cât timp ajungem la mare, la graniță, pardon, cu grecii. Ar trebui să fie de aici, din Craiova, am dădea pe GPS undeva la 6 ore și ceva până la vama cu grecii. O să mergem noaptea, în jur de 5 dimineața, cel târziu, ar trebui să fim la vamă. Am ajuns la vamă, băieți. Bă, aici la e lejer, adică sunt 6-7 mașini în fața noastră. Cum o fi și gincuri, că gen acum suntem la frații români și după aia la frații bulgari. Oficial am trecut vama, băieți, suntem pe podul care trece peste Dunăre și mergem la Vidin să vedem în ce pecodăm acum, să băgăm și noi motorină, facem full-ul și să luăm și o rovinietă. Ia uitați, băieți, cred că asta de aici este Sofia. După mult chin și mers prin un rahat în puii mei de drum cu serpentine, mai rău ca pe Transfăgărășan, vedem și noi în sfârșit Sofia acolo undeva în dreapta. Gabriel aici face poze în fața unui. Hai că să mai vede ceva dacă e. Uite, trilul mușcăciu. Am făcut aici un mic popas, băieți, undeva acolo, în partea aia din aia e Sofia. Aici undeva e un prieten de al meu. Salut, dragă, de ce faci? Nu se mai vede. Deci nu se mai vede. Aoleu. Haide, cât grasă e acolo. Să băgăm asta înapoi în mașină. În sfârșit, în puii mei, trebuie să ne oprim într-un pic, o să iau și o cafea, că a fost niște serpentine de, cum zice, ca pe Transfăgărășan. Exact la fel. Am oprit și noi aici într-un Lukoil. Am venit și noi prin Craiova, sigur că da. Am luat o cafeluță cam scumpă, părerea mea, adică a fost undeva la 4 euro, a primit grasul un mesaj pe telefon, 4 cafele. Ce înseamnă? 22 de lei, bro. 22 de lei și nu e vorba de asta, sunt foarte mici. Cred că se exagerează. Adică asta e la 2 lei în România. Ce 2 lei, că la 2 lei este mai mult. Ora 4 și 41 de minute. La coadă, la vamă, nu știu cât mai avem, adică aici scrie 3 km, probabil gen până intrăm în Grecia, cum ar veni, deci vama e undeva la 2 km, cred, nu știu. Deci coada asta se întinde undeva pe 2 km, cred. Acum să vedem cât om sta pe aici, deci e 4.40, vă țin la curent. Vă zic când trecem dincolo, să vedem. Uite, Justin, ai Cristiana. O oră mai târziu și suntem tot la vamă. Și avem aici două exemplare, unul sălbatic și un bercea care dorm. Sălbaticul a obosit după o sesiune grea și îndelungată de Hearthstone pe tot parcursul drumului. A avut noroc că a avut internet. Și după cum puteți vedea, a început să se crăcăneze de ziua. Banda asta de aici trec tiruri și alte mașini nesimțite care se bagă în față. Și undeva acolo în față, nu știu, fix lângă OMV-ul ăla acolo, gene coadă și dintr-o dată se oprește și e liber în față. Nu știu, probabil de acolo încolo îi lasă să treacă pe rând. Habar nu am. Ideea e că a trecut o oră, iar noi ne-am mișcat undeva la 600 de metri. Ceva gen 600-700. Într-o oră. Ora 6 și 12 minute și încă suntem la vamă, dar ne-am mai mișcat. Adică a fost o porțiune gen în care nu te lăsa să treci, după care te lăsa să mergi repede și undeva pe aici e vama, nu știu câți metri mai sunt până acolo. 300 de metri aparent mai sunt. 6 și 34 de minute și am reușit să trecem vama, băieți. O să vă explic imediat cum a stat treaba și la vamă. Până una alta suntem aici la un piaj, pentru că la Greci, dacă știți, trebuie să se plătesc autostrăzile și trebuie să plătim la piajul acesta 2 euro. Total până la Lefkada mi se pare că dăm undeva la 10-15 euro, parcă. Hai că dacă e Gabrielul și lui zisă bună seara, Calispera. Dar a zis ăla, Calimera. Ce Calimera? Nu înțeles, e Calispera, mă. Nu, Calimera. Calispera e bună seara, Calimera e bună dimineața. Așa, băieți,
deci practic și teoretic în vamă am stat foarte mult până am ajuns efectiv la vamă, pentru că avea o porțiune de unde dădeau drumul la câte, nu știu, 30 de mașini, dau un exemplu, odată. Și vama era mult mai în față, la 2-3 km, am crezut că trebuie să mergem bară la bară până acolo, se mișca destul de greu. Ei, n-a fost așa. A dat drumul, după ce ne-a dat drumul, în maxim 10 minute, am ajuns la vamă, ne-a luat decât buletinele și pașapoartele, eventual nimic altceva, se uită puțin la ele, se uită în mașină și ne-a dat drumul. Atât. Nu verifică cod, nu actele, că eu mai aveam procura pentru Justin și pentru ăștia, nimic, nimic, nimic. Deci, bau. Experiment, este experiență personală, acum da. Așa mi s-a întâmplat. Adică v-am zis, și testau pe cei din autocare. În schimb, era coadă și cam testau pe toți de COVID. Dar, din experiența mea, n-am avut absolut nicio problemă. Ați văzut și eu, și sincer, nici cei din față pe care eu i-am văzut, am văzut și eu câteva mașini în față, nu am văzut să treacă pe nimeni pe dreapta. Erau într-adevăr niște oameni pe stânga care stăteau, dar nu știu din ce țări. Adică e posibil să nu fi fost din Uniunea Europeană, că am înțeles că ăștia care nu sunt din Uniunea Europeană i-ar testa. Mă rog, ideea e că am trecut cu bine, avem 6 ore de mers până la cazare, drum bun. Aude și ce ne arată ăla. E în BMW-ul și ăla tarfe și puse ochelari, ia. Deja mai și pe ei. Au și ei mașină puternică, deja mai și pe ei de scârbe. Ia uitați, băieți, ce oraș mișto pe munte. Cum e el acolo cu coțat mândru, așa cum stă el acolo. Noi mergem undeva în stânga, deci o să trecem probabil pe lângă el. Nu știu cât de bine vedeți pe filmare, că e destul de departe și se vede destul de ciudat. Ia uitați, ia. Nu știu cât de bine vedeți, dar suntem pe un pod suspendat la 100 și ceva de metri altitudine. Bercea pe spate. Mai avem 153 de kilometri, sau cât scrie acolo, 149 și 20 până părăsim autostrada, cred. Ajungem noi în sfârșit în Lefkada, băieți, și ia uitați pe unde intrăm. Trecem peste apă, data trecută era un pod mai încolo. Acum trecem prin barcă, prin vapor, prin feribot, prin ce-o fi. Deci efectiv feribotul e un punct de tranzit aici. Păi sunt curios, dacă vor să-l dau la o parte, cum îl dau? Că am pus bine aici pe lateral așa. Hop, 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 hop. Băieți, am ajuns la apartament, vila noastră nu, încă nu este gata, dar aici este un complex cu mai multe chestii și uite fix aici avem așa o mică deschidere la plajă. Bine, noi nu o să stăm toată ziua la această plajă, dar e bine să știi că poți să vii dacă vrei să te bagi mare fără să pleci prea departe, adică casa noastră undeva acolo. Și noi suntem aici. Mă, ce faci, mă, grasule? Ce faci? Vrei să sari în peșiră? Dar nu știm cât e de adâncă, bă. Nu e foarte adâncă. Nu e foarte adâncă? Ia, hai să te vedem. Balena luba. Balena luba, hai. Atingi jos? Atingi jos? Așa stau normal. A, e bine. E caldă? Da. Ia. Mamă, e super caldă. Știu. E fiartă. Nu, e caldă rău, ce ai? Dar nu e fiervin. Am ajuns și noi în sfârșit în Grecia la cazare. După mult timp și multe bagaje cărate de la mașină, de undeva de acolo, până aici, locul unde noi stăm, am reușit în sfârșit să ne stabilim și asta este foarte, foarte bine. Bă, băieți, noi stăm aici într-un fel de, e mult să-i zic, resort, adică acolo este locul unde sunt noi cazați. Aici face parte din aceeași cazare, cum ar veni, adică aici sunt piscine, mai încolo e o terasă unde poți să bei cafea, ai mic dejun și toate cele. Și acolo în spate, după cum puteți vedea, este marea. Marea, dacă mă supăr, ajung la ea în 10 secunde, dacă mă grăbesc puțin. Acum haideți să vă arăt unde stăm noi. Deci, haideți să întorcem camera invers. Deci, practic, aceasta este vila, casa, cum vreți voi să ziceți. Pe net apare vila, deci probabil o vilă, în care noi o să stăm pentru următoarele 7 nopți. Acolo avem un specimen de marmotă în călduri care nu a rezistat să facă deja baie în această piscină. Ah, poftim, da. Deci aici este al nostru, aici este casa unde o să locuim. Acolo, după cum v-am zis, este mare, o să mergem să vă dau o tură și pe acolo să vedeți cum stă treaba, dar nu în acest moment, pentru că în acest moment vreau să intrăm în casă.
Să vă arăt un pic și prin casă, doar că este un pic de dezastru prin casă. Suntem în casă, avem bagaje momentan înșirate pe aici. Acesta este living-ul. Momentan avem o grămadă de bagaje pe aici. Avem aici două camere jos la parter. Aoleu, dă-mă fără memorie. Am făcut și noi, băieți, prima baie în mare pe vara asta. Probabil și nu ultima, că mai stăm aici. Avem aici toți băieții grei. Salut, frate! Salut, frate, ce faci? Hă? Uite, mă distrez. Ce faci? Ăsta a pus stăpânire pe jucăriile copiilor. Păi dacă nu umflară, le băda. De ce nu umflară, le băda? Da, o zic și pe ăsta. Dă-te grasul de aici. Ia zi grasul, tu spargi ăsta cu ce? Pușuncile lui ascuțite. Am ajuns, băieți, în lefcada în oraș. Sălbaticul mă ceartă că am luat o groapă. Bine. De fapt, a văzut jură. Bă, grasa, nu știu cum să faci, aici e legea junglei. Deci, și în intersecții și peste tot nu contează. Și bă, și nesimțire. Și au niște cutoarbe de mașini. Băi, n-am văzut, mă, zile, adică azi, ieri și astăzi, o mașină ca lumea, mă. Păi grasule, păi dea o cutoarbe. Păi uite, ăla, de exemplu, dacă vrea să-și facă loc de parcare, dă-n spate, lovește pe ăla, dă-n față, lovește pe ăla, până iese, vorbesc serios. Dar așa și grasa aia, bă, deci a parcat una, băieți, deci am trecut la atât de bordură și de oglindă aici. O, durea în curbă. Băga lui Benitele în porbagaj. Da, ce-o durea aia, pe la făcut. Și-ți mai știu, Dane, oare îmi lovește mașina? Fie a dreacu de grasa, dreacu de urâta, dreacu. Suntem aici pe malul Dunării, Dunărea în spate, Jiu e mai încolo un pic. Și ne-am comandat și ne trebuie să ne comandăm niște pita gyros cu ceva. Bă, ce lumină bună aici, sunt papișoarele. Și s-a pus un vânt foarte năpraznic, dar nu pare că ar veni ploaia. A venit și pita gyros, băieți, chestia asta mică este 3 euro. Bă, era 2 euro anul trecut, acum 2 ani, pardon. Dar se merită, muiem aici în tzatziki. Uitați-vă, băieți, ce privilegiu superbă, luna, acolo. Foarte, foarte multă lumină, acolo este marea. Și aici este umila noastră căsuță. Am venit și noi în sfârșit din oraș. Am venit în sfârșit din oraș, băieți, și cred că o să punem capăt acestui vlog aici. Nu știu ce mai facem în seara asta, nu cred că mai facem mare brânză. Mă, cine bă doat apa deja? Sunt mor de oboseală eu. Să dau din bani înapoi eu. Da, exact. Bă, ce voiam să zic? După ce plecăm de aici, asta o să-și dorească să fie fratele lui Edison, patronul. De ce? Păi lăsa aerul condiționat, ești nebun. E cu aerul la curent de sparge. Și pe 16 grade, în orice. Ninja la tine în cameră când veni. Uite, cam atât să fie cu acest episod. Uitați, am stat un like dacă v-a plăcut. Și noi o să revenim cu viitoare episoade. Gândiți-vă că am dormit 2 ore în ultimele, cred că 38 de ore, ceva de genul. Păi și-o la fel, da, exact. Trebuie neapărat să dorm.